Bună seara, suntem aici alături de părinții Iulianei Beregoi, una dintre cele mai iubite vedete, dacă nu chiar cea mai iubită, a generației Z, cum numesc ei. Cum a ajuns Iuliana aici? A ajuns prin vis, prin visul care l-a urmat și a ajuns acolo unde a visat foarte tare. Deci, nu știu. Muncă, da. Depus eforturi multe, nopți nedormite, asta e rezultatul. La voastră, ca și părinți, când v-ați dat seama că își dorește asta și cum ați sprijinit-o? Deci nimic copil, de la 4 ani ne-am dat seama ambii că îi place foarte mult muzica și am încercat să o ajutăm în ceea ce îi place. Eu am fost alături de soție, împreună cu ea am hotărât ca să facem tot ce doresc copiii noștri și am fost întotdeauna alături ca să fim sprijinul celor care să putem să-i împingem cumva în față, înainte și s-a primit. Și Ana, de fapt, aveți două fete artiste. Da, este și Ana. Ana urmează urmele surorii sale. Cum se înțeleg și cum s-au înțeles fetele și cum se sprijină una pe alta? Se înțeleg foarte bine acum, la moment, deci Ana deja a crescut, este mai mare, da, și se înțeleg mai bine. Se înțeleg mai bine. Când erau mai micuță, mai existau așa ciondănel și ce-ți fi făcea tati? Că bănuiesc că tati era un pic mai dur, nu? Jucăriile erau întotdeauna, practic erau aceleași, dar întotdeauna, asta nu e mea, asta e mea. Adică nu puteau împărța jucăriile cât erau mici. Cine era mai împăciuitoare sau mai împăciuitor, mami sau tati? Încă o dată, când am... Cine le împăca și cine era un pic mai dur? Da, cred că nu eram duri noi cu ei. Ele singuri se împăcau una cu alta. Deci nu încercam să le lămurim. Că nu-i bine așa, nu-i bine așa, voi sunteți surori, trebuie să vă susțineți una pe alta și din spusele, cred că ambii, amândoi. Eu pot spune doar așa, când ne-am căsătorit cu soția mea, eu am spus așa, tu ai trebuie să fii prietena la copii, dar eu să fiu cel care să fiu dur, care dacă ceva, eu să iau măsuri. Deci, Andrei, drăguț. Totuși, bănesc că acest succes are în spate și un sacrificiu financiar, nu? Să zic că, da, a avut și sacrificiu financiar doar pentru costumații, participare în concursuri, doar asta. Dar de când am făcut cunoștință cu Cătălin Dascălu și Alina Todașcă, s-a terminat investițiile noastre. Cum erau ele ca și copii? Cum era Iuliana, cum era Ana? Erau foarte energice ambele. Iuliana e mai modestă, mai fetiță, Ana mai băiețoasă, dar ambele energice, frumoase. Cu cine seamănă așa frumoase? Ia să vedem. Nu știu. Naturii, nu știu, soție. Cred că cu soție. Ele, nu, ele seamănă cu ele, nu știu. Din generație posibil. Școala cum au fost? Cu școala merg foarte bine. Nu reușește, de exemplu, Iuliana un pic nu reușește, dar încercăm să o ajutăm. Merge la ore suplimentare și a terminat anul școlar. A terminat primul semestru foarte bine. A ieșit cu media 8 întreg și 9. Nu are clasa 12. Da, e clasa 12. Se pregătește acum de bacalaureat. Merge bine. La facultate s-a gândit ceva? Da, s-a gândit, dar până când este un secret. Și Ana cum merge cu școala? Și Ana merge tot foarte bine cu școala, reușitele foarte bune, ne bucurăm de ambele foarte bine. Ce materiile place și ce nu? Materiile. Ana, da, cred că... foarte mult limba română, da, literatura română, e... Când scrii chiar și o compunere, ceva, o scrii foarte așa, ceva care n-aș putea nici eu, cred. Materia preferată a Iulianei, da, să zic sincer, nu știu. Nu știu. Îi plăcea până în clasa 9 matematica, dar acum, la moment, nu știu. Nu știu. Nu joacă într-un film, s-a gândit și la o carieră ca și actriță? Cred că da, dar mai bine o întrebați pe ea.